tuturor. Cu ajutorul Domnului vom da citire prelegerii cu titlul Fii de ajutor. Am vrea să vedem pe Isus. Am vrea să vedem pe Isus, Ioan 12 cu 21. Propoziția ar putea fi egalată cu am vrea să vedem bunătatea, iertarea, pacea, răbdarea, mila, înțelegerea, dragostea de frați, iubirea de oameni. Aceasta reprezintă strigătul societății actuale, ale cărei carențe sunt cele menționate. Cuvintele pe care le poți auzi uneori clar, literă cu literă, alteori poate auzi doar Eu cred că în Universul acesta există doar rău și îl mai întâlnim și pe cel care stă liniștit în cutia sa, care tace și nu cere nimic. Ai auzit un astfel de strigăt? Isus. A auzit vocea lui Bartimeu, un om orb care a strigat odată. A strigat a doua oară și mai tare, deoarece alții îi spuneau să tacă. Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Isus îl aude, îl cheamă, îl vindecă. Bartimeu îl poate vedea acum pe Isus și merge după el. Marcu 10, de la 46 la 52 ai milă de mine, se aude, și acum din gura celor orbi, surzi, muți, și datoria ta e să auzi și să acționezi, pentru ca să poți spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galaten 2, cu 20 Dintre toți, de ce eu? Dintre toți oamenii de pe pământ, dacă aș alege pe cineva aleatoriu și te-aș pune să-i spui numele, sunt șanse extrem de mici ca să poți face asta. Dar este cineva care îi spune, eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Isaia 43,1 Cineva care l-a cunoscut când nu era decât un plod fără chip. Psalmi 139,16 Isus te cunoaște pe tine așa cum îl cunoaște și pe aproapele tău. Pentru tine a fost plătit un preț, pentru cel de lângă tine același preț. Totuși, te întreb, de ce ai putea tu ajuta cu ceva? Un lucru este sigur. Toți am primit talanți, nu toți am primit la fel, dar toți am primit ceva după puterea noastră. Matei 25 cu 15. De asemenea, sunt felurite daruri. Dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni, 12, de la 4 la 7. Prin tot ceea ce a construit un avantaj al nostru față de altul, fie că acesta a fost educația și rafinamentul, noblețea caracterului, instruirea creștină, experiența religioasă, suntem datori celor mai puțin favorizați. Și atât cât stăm puterea noastră, avem îndatorirea de a le sluji. Dacă suntem puternici, trebuie să ridicăm mâinile celor slabi. Chiar dacă consideri că nu ești puternic și nu ai anumite calități, ai altele. Dacă nu ești omul cel mai bun pentru a-ți folosi cuvintele, poți fi omul care să-l asculte pe altul. Dacă nu ai resurse financiare, poți face acele rugăciuni pline de credință și lista poate continua. Pentru că, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auzi. Unde ar fi mirosul? 1 Corinteni 12 cu 17 Nu am pe cine să ajut. Aș vrea să ajut, dar nu am pe cine. Ajuns să fie o propoziție uzuală. Interacțiunea socială superficială ne face să nu avem ocazia să cunoaștem necazul apropiului nostru. Sociabilitatea creștină este în general prea puțin cultivată în poporul lui Dumnezeu. Cei care se închid în ei înșiși, care nu vor să iasă din această stare și să fie o binecuvântare pentru alții, prin asocieri pretenoase, pierd multe binecuvântări. Căci, prin legături reciproce, mințile se cizelează, se rafinează. Prin relații sociale se formează cunoștințe și prietenii care au ca urmare o unitate în inimă și o atmosferă de iubire, care este plăcută în ochii cerului. În special, care, cei care au gustat iubirea lui Hristos ar trebui să-și pună la lucru puterile pentru a fi sociabili, căci, în acest fel, ei pot câștiga suflete pentru Mântuitorul. În căutarea celui nevoie, fii ospitalier, pentru că atunci când spiritul de ospitalitate moare, inima ajunge paralizată de egoism. Mergi și vizitează-ți vecinii, prietenii, familia, vizite care să aibă ca scop întărirea și creșterea spirituală și poartă conversații care să-l aibă ca subiect pe el. În viața, de zi cu zi, fii deschis să discuți și să asculți fără a judeca și prin acest mod poți descoperi cui poți fi de ajutor. Acum ți-a mai rămas un singur lucru de făcut. Acționează! Conlucrător Pentru cel mort în greșeli Cel bolnav are nevoie de vindecare, are nevoie de ajutor. Nevoile oamenilor pot fi în legătură cu boala fizică sau cu cea spirituală. La fel ca paraliticul din Capernaum, sunt unii care sunt bolnavi atât fizic cât și spiritual. Legătura care există între minte și trup este foarte strânsă. Când unul este afectat, celălalt se resimte. Acest paralitic își pierduse orice nădejde de vindecare. Boala lui era urmarea unei vieți păcătoase, iar suferințele sale erau și mai amare din pricina remușcărilor. Sunt mulți aceia care au o idee greșită despre viața și caracterul Domnului Hristos. Ei gândesc că el a fost lipsit de căldură și seninătate, și că a fost neînduplecat, sever și lipsit de bucurie. În foarte multe cazuri, întreaga experiență creștină este influențată de aceste vederi întunecate. Totuși, credința poate învinge moartea. Dacă cei bolnavi ar putea fi îndrumați să și ațintească ochii în credință asupra puternicului vindecător, vom vedea rezultate minunate. Aceasta va aduce viață corpului și sufletului. Datoria noastră este de a prezenta corect caracterul lui Dumnezeu celor nemulțumiți, lipsiți de speranță și fără curaj. Cel cu inima zdrobită Una dintre misiunile pe care le-a avut Hristos le-a adus rolul de vestitor al veștilor bune și vindecător pentru cei cu inima zdrobită. Isaia 61:1 Apostolul spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Iacov 5 cu 16 Mărturisiți-vă păcatele lui Dumnezeu, singurul care le poate ierta, și mărturisiți-vă greșelile unii altora. Dacă ai jignit, ai făcut vreun rău prietenului sau aproape lui tău, trebuie să-ți recunoști greșeala, iar datoria lui este să te ierte. Apoi, trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu, pentru că fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu și rănindu-l, ai păcătuit împotriva Creatorului și Răscumpărătorului Său. Boli fizice Niciodată n-a fost mai multă nevoie ca acum de o educație în ce privește principiile sănătății. Mulți încalcă legile sănătății din neștiință și au nevoie de instruire. Însă, majoritatea celorlalți știu mai multe decât acestea. Ei au nevoie să înțeleagă cât este de important să facă din cunoștințele lor un ghid al viețuirii. Aerul curat, lumina solară, Cumpătarea, odihna, exercițiul fizic, dieta corespunzătoare, folosirea apei, încrederea în puterea divină acestea sunt adevăratele remedii. Noi trebuie să trăim având aceste principii, și prin exemplul nostru putem să-i facem pe alții să-și dorească o schimbare în viața lor urmând ca să avem posibilitatea să le prezentăm teoria acestor principii. Acești foarte neînsemnați frați, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efesen 2 cu 10 care sunt câteva din faptele bune? Avem următoarele întrebări. Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25, de la 37 la 40. Acești frați sunt și frați cu noi. Am și primit o poruncă, poate că uneori uitată, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Deuteronom 15 Îndeplinind nevoia celui sărac, îi poți deschide inima spre adevăr și viața lui se poate schimba. Referitor la cei biruiți de lene, pentru a nu încuraja acest comportament, oferind cuget, timp și efort personal, ar trebui să dezvoltăm adevărata milostenie, care îi ajută pe oameni să se ajute singuri, prin exemplu în viața de familie, obiceiuri, încurajare, asistență, creare de locuri de muncă, instruire. Oricine cunoaște o anumită meserie ar trebui să simtă răspunderea de a învăța și a ajuta pe cei necunoscători și lipsiți de ocupație. Orfani și văduve Fica Iov, care spunea: Scăpam pe săracul care cerea ajutor, și pe orfanul lipsit de sprijin. Iov, 29 cu 12. Copiii fără părinți, în cele mai multe cazuri, sunt traumatizați și descurajați. Suntem chemați să umplem golul făcut de absența unui părinte. Domnul se îngrijește de văduvă și de orfan nu printr-un miracol, trimițând mană din cer, nici trimițând corbi care să le aducă hrană, ci printr-un miracol asupra inimilor omenești, izgonind de acolo egoismul și deschizând izvoarele iubirii creștine. Investiți iubirea voastră în membrii familiei umane lipsiți de cămin. Vedeți câți astfel de oameni puteți crește în cunoașterea și teama de Dumnezeu. Rugăciunea. În activitatea noastră de ajutorare, rugăciunea este un element esențial. Ne întărește atât pe noi, cât și pe cei cu care intrăm în contact. O parte a planului lui Dumnezeu este să ne ofere, ca răspuns la rugăciunea credinței, lucruri pe care nu ni le-ar da dacă nu le cerem. Când neglijați să vă rugați pentru cei bolnavi, îi lipsiți de mari binecuvântări, căci îngerii lui Dumnezeu așteaptă să slujească acestor suflete ca răspuns la cererile voastre. Unde este cel în nevoie? E în Africa, e departe, nu pot ajunge până acolo. Așa departe se găsește doar o categorie din cei pe care îi putem ajuta privirea trebuie îndreptată în primul rând în dreapta și în stânga noastră. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Antia Timotei 5:8. Ar trebui să simțim că este datoria noastră specială aceea de a lucra pentru cei ce trăiesc în vecinătatea noastră când vă vizitați prietenii și vecinii, arătați-vă interesul atât pentru bunăstarea lor spirituală, cât și pentru cea vremelnică. Împreună cu Dumnezeu Observând evenimentele din viața lui Iisus, vedem că majoritatea bolnavilor erau aduși la marele doctor de către prietenii lor. Noi nu suntem marele medic, dar putem fi asistenții Lui, îndreptându-i pe cei din jurul nostru către Hristos și aducând o rază de speranță în viața lor, devenind ochi pentru cel orb, picior pentru cel șchiop, tată pentru, cei, pentru cel nenorocit. Iov 29,15 Trăind sănătos, avem posibilitatea să transmitem valori și principii, să educăm, să influențăm și pe alții spre bine, să legăm și să restabilim legături de familie, de prietenie și să vedem vieți schimbate. Toate se pot întâmpla doar dacă pornim împreună, eu cu tine, tânăr cu bătrân, părinte cu copil, soț cu soție, prieten cu dușman, oameni care ne cunoaștem sau nu, și toți împreună cu Dumnezeu. Amin. Vom lua aminte la o rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim plecați înaintea ta în aceste momente să îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care tu le-ai revărsat asupra noastră. Îți mulțumim pentru aceste învățături prețioase pe care tu ai vrut să ni le transmiți. Ajută-ne, Doamne, să fim noi acei oameni doritori să slujim în lucrarea ta. Ajută-ne să... Ajută-ne și învață-ne cum să îi ajutăm pe cei săraci, pe cei orfani, pe văduve. Ajută-ne să ne punem în lucrarea ta. Rămânem încrezători în brațele tale iubitoare de Tată. Toate le-am cerut în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.